De la Bruxelles. Sabina, am văzut că este agitație mare și în rândul susținătorilor doamnei Chiove și domnul Siegfried Mureșan, de exemplu, spunea că se încearcă eliminarea audierii. Explică-ne ce se întâmplă. Bun găsit! Cred că domnul Siegfried Mureșan nu a înțeles exact care este procedura aici în Parlamentul European și ce s-a cerut de fapt și de drept. Vă explicam încă de azi de dimineață că în jurul orei 13 ora României va exista un vot cu privire la felul în care se va lua decizia în legătură cu procurorul șef aici în Parlamentul European. Adică nu nicio amânare a audierii, așa cum vrea să sugereze Siegfried Mureșan, nimic de acest gen, ci cine până la urmă este cel care ia decizia? Să fie Comisia Libe, așa cum cer foarte mulți dintre europarlamentari și cum spun că ar fi normal din moment ce este audiată în această comisie, sau să fie o decizie restrânsă la nivel de coordonatori? În jurul orei 13 avem răspunsul la această întrebare. Audierea, oricum ar fi decizia luată astăzi la 13, are loc la 16:30 ora României. Vor fi 75 de minute alocate fiecărui candidat. Ordinea va fi stabilită prin tragere la sorți, adică prima persoană audiată va fi trasă la sorți și mai apoi următorii doi vor fi în ordine alfabetică. Se vor adresa și întrebări, însă atenție, întrebările sunt pregătite deja, europarlamentarii știu ce întrebări vor adresa din partea grupurilor parlamentare, nu știu însă căror candidați, adică au o întrebare pregătită pentru candidatul numărul 3, de exemplu, și în urma tragerii la sorți vom afla și vor afla și ei cui adresează întrebarea. Complicată procedură, în premieră această procedură, pentru că este o instituție nou înființată și de aceea apar și bâșbâielile, să spunem, negocieri intense așadar cu privire la procedură, căci felul în care se fac jocurile aici determină și un rezultat mai aproape de ce își doresc unii sau alții. Repet însă un lucru foarte important, este o decizie luată de două instituții europene, Consiliu și Parlament, trebuie să cadă de comun acord, așadar ce se decide astăzi în Parlamentul European trebuie să coincidă în final cu decizia Consiliului. Nu este doar instituția de aici responsabilă pentru numirea șefului la parchetul european. Complicată, Sabina, și vom vedea din perspectiva eficienței cum stau lucrurile, că dacă un europarlamentar, de exemplu, dorește să o întrebe pe doamna Chioveși despre protocoalele secrete și pică întrebarea candidatului numărul 2, care e francezul. Francezul săracu, ce să răspundă în legătură cu protocoalele cu SRI-ul? Cam cum e, pe ghicite, așa? Cum să facă să nimerească informațiile întrebarea? Informațiile mele nu există, da. Cum să facă să nimerească din informațiile mele, întrebările nu se referă la această zonă. Sunt legate de felul în care va funcționa parchetul european. Majoritatea întrebărilor se referă la lucruri legate de parchetul european și mai puțin de chestiuni naționale, să zicem așa. Foarte complicat va fi să întrebe cineva ceva în legătură cu situația dificilă a Laurei Codruța Chioveși. Dar vedem exact ce se întâmplă în cadrul audierii. Mulțumim, Sabina. Noi vom